v-am găsit! Urmăriți o ediție specială Internetul Grăiește, o emisiune despre Moldova văzută de departe prin internet. Noroc, prieteni! În această vară, eu cu Nata am hotărât să filmăm câteva ediții speciale a emisiunii Internetul Grăiește, în care povestim despre moldovenii care au hotărât să se întoarcă după mulți ani petrecuți în străinătate acasă și cu ce au hotărât ei să se ocupe. O să povestim despre moldovenii care mișcă munți din loc, făcând parte din societate civilă. O să povestim mai ales și despre cei care vin în Moldova, dar încă nu sunt moldoveni, stranieri care au ales ca destinații de trai și ca loc unde să-și întemeieze familii Republica Moldova. Cu siguranță, mulți dintre noi, mai ales cei plecați în străinătate, s-au întrebat, dar ce de fapt s-a schimbat în Moldova după schimbarea guvernării? Câți dintre cei plecați departe s-au gândit să revină? Ce i-a făcut să revină? Și mai ales, la ce s-au întors? Întrebarea care îi preocupă pe foarte mulți dintre noi. E bine, noi în această emisiune am reușit să stăm de vorbă cu trei oameni. Unul dintre ei este o fostă colegă de-a noastră de la televiziunea Jurnal TV, Anastasia Condruc, care ne va povesti ce a convins-o să renunțe la un salariu foarte bun și la o viață decentă din Spania ca să revină acasă. Pe la mijloc de emisiune îl veți cunoaște pe Valer Aliovski. Stați aici, e un personaj foarte interesant. Iar acum, de la bun început, vreau să începem cu istoria unui moldovean pe nume Vasile Niculiță, întors din Italia și care a hotărât să se apuce de afaceri. Afaceri oare în ce domeniu? În unul din cele mai riscante, agricultură. Numai că nu orice fel de agricultură, ci agricultură responsabilă. Haideți să aflăm istoria lui Vasile. Vasile, noroc. Noroc. Noroc, cred că, încă o dată. Încă o dată. Salut. Mersi că mă găzduiești astăzi fără nori de ploaie la tine în o gradă. Hai să mergem în clipa în care tu ai decis să pleci în Italia. Cum îți spuneam, la 16 ani am plecat din țară. Deci maica mea era acolo psihotare și am hotărât să schimbăm traiul, schimbăm modul de viață, schimbăm țara. Principalul motiv era starea voastră economică. Da, principalul motiv era starea economică. Mama, deci nu reușea să facă față la cheltuielile care erau în familie. Și noi fiind mici, iarăși eram încă studenți, nu puteam să lucrăm ca să menținem, să aducem aportul la starea financiară, familie, la bugetul familiei. Și s-a decis de a pleca pe psihotare. Deci, de fapt, mama a plecat mai înainte pe psihotare. Tu aveai un plan în cap sau erai un tânăr normal de 17 ani, fără cap pe umeri, care nu știi și l-așteaptă? Da, eram un tânăr normal fără cap pe umeri, deci îl aveam fără cap pe umeri. Da. Dar care gândea, deci, așa, linii generale, că e tot ok. Ok, o să mă iei valul și o să mă duc acolo unde îți vrei valul. Da. Dar când am ajuns peste hotare, acolo a fost capcană. Deci nu capcană. Să spun că, păi oricum, în Moldova aveam prieteni, ieșeam la o plimbare, ne vedeam. Acolo, fiind într-o țară nouă, într-un oraș nou, într-un sat nou, îmi dai seama că nu aveam pe nimeni. Primele două luni mi s-au părut un an. Căutam motive. Maica mea se spun că poate cumva mă trimiți înapoi la Moldova. Vrei să înapoi acasă. Da, fiindcă nu aveam prieteni și eram doar în casă. Mă plimbam pe afară, dar nu era ceea ce din plecasem. Tu în ce oraș ai stat? În Modena. În Modena. În Modena. Acolo e oraș. Bucătărie gustoasă, climă foarte faină. Corect. Un păhărel de Lambrusco. Perfect. Și cu toate astea, ceva o dat peste Vasile și l-a făcut să reîntoarcă în Republica Moldova. Descrie-ne puțin, eu n-aș vrea să spun momentul, pentru că asta nu s-a întâmplat așa. Da, nu s-a întâmplat așa. Asta a fost, s-a adunat în ani, tu mi-ai povestit asta, dar descrie-ne ca și cei care ne urmăresc să înțeleagă ce te-a declanșat sau ce a jucat în tine, așa încât să vrei, să începi să te gândești că reîntoarcerea ar fi unica ta cale de acum încolo. Am așa o... Poate sunt de fir așa, deci îmi place să analizez, deci să privesc persoanele cum gândesc, să privesc cum vorbesc unii despre alții sau ce povestesc, să spunem așa, chiar italienii despre noi moldoveni sau despre altă naționalitate. Și am analizat și am văzut, deci oricum, ca vorbesc despre Italia, ca acolo am fost. Deci italianul ca persoană, foarte prinitor, foarte comunicabil, deschis, ajută dacă ai nevoie, deci îți explică, nu-i... Dar iarăși, în același timp,
sunt momente când oricum te simți așa într-un fel departe de ei. Eu când am venit prima oară în Moldova în 2017, am fost la, era în Chișinău, ziua orașului. Ok. Eu când am intrat în capitală, pe Ștefan cel Mare, eu am început a plânge. Cântau cânci de noastre, toți îmbrăcați în haine naționale. Păi, de o plăcere și de o dragoste. Înseamnă că tu ai intrat la o oră în care încă era curat pe străzi. Că de obicei, știi, ziua orașului, pentru unii jurnaliști, ia uitați-vă ce gunoi a rămas pe străzi după ce au chefuit. Eu îmi pare că deja nu chiar cum era înainte. Acum e mai... Păi, partea bună. Partea bună, vă spun. Și în momente de astea, cum îți spuneam, fiind la diferite sărbători al ora, deci conștientizam faptul că eu peste ani nu vă mai putea regăsi aici. Deci, tu te simțeai înstrăinat, da, de tot ce este italian. Fiindcă îmi lipsea paharul nostru de vin moldovenesc, îmi lipsea muzica noastră moldovenească. Cum și... treceau anii, să spunem așa, pe 2012, m-am angajat ca lemnar într-o fabrică lângă Modena acolo. Deci, când am început a lucra, eram simplu hamal, care operam la un strung. Uh-huh. Am lucrat așa în jur de un an, între timp am avut o problemă de sănătate, deci mi-am două discuri s-au dereglat, da? Din cauza, dislocat da, la spate, s-au ok. S-au dislocat din cauza greutăților care le ridicam și în momentul ăla am stat o lună pe foaie de boală. Uh-huh. Stând pe foaie de boală, iarăși veneau diferite gânduri negative sau diferite gânduri care mă deranjau interior, deci mă deranjau starea mea spirituală. Și fiind în fabrica aia, fiind acolo, era personal de vârstă înaintată, uh-huh. Avea peste 60 de ani. Și directorii sau managerii care operau acolo cercau într-un mod oricare ca să înlocuiască personalul vechi cu personal mai nou. Și eu m-am pus întrebarea, băi, cum fac eu dacă se întâmplă așa și cu mine? Păi rămân în fabrică, e ok, am un salariu bun acum, totul e ok. Dar ce se întâmplă dacă am și 60 de ani? O să încerce și pe mine să mă alunge? Că dacă rămân acolo, poate compania de faliment, deci cine știe, poate schimbă jobul, dar oricum o să ajung la vârstă de 60 de ani, uh-huh. 50 de ani. Eu fiind în țară străină, mă gândeam că dacă se întâmplă, oricum acolo ești dependent, deci trebuie să ai de lucru. Am avut noroc că oricum am început la vârstă fragedă a lucra în Italia și lucram legal și nu era problema de pensionare, era tot ok oricum. Okay. Era da. Ok, dar apăreau fricile astea de a... Mă vedeam că ceva greșesc. Vedeam că ceva nu e ok. Deci oricum, sunt în țară străină, am început să caut pe internet cum le pot elimina sau cum le pot amortiza. Cum pot scăpa de ele. Și am dat peste un... Tu n-ai hotărât să te adresezi la un profesionist, ai ales Google pentru asta. Da, Google am ales. am găsit pe Florin Roșoga, cu așa cum îmi amintesc, Florin Roșoga, un român, blogger român, care vorbea despre dezvoltare personală, vorbea despre cum putem crește în sfera profesională, chiar și la serviciu, cum putem deveni o personalitate. Că eu în vremea aia când se întâmplau toate chestiile astea, deci eram iarăși, vorbesc că eram un simplu operator care operam în fabrică. După ce am început să citesc cărți de dezvoltare personală, cărți cum pot regăsi eu-ul meu, sau care e viitorul meu, sau cum pot face ca viitorul meu să fie mai bun, am înțeles că chiar și în fabrica unde eram eu acolo, chiar cum vedeam eu rocul, pot deveni ceva mai bun. Mm. Și începusem să învăț bine toate strungurile, să învăț bine managementul mm-hmm. lucrului. Și peste câțiva ani am ajuns să fiu responsabil de producție. Într-un muncitor care... Da. Cădea la pat, cum s-ar spune, pentru că muncea fizic foarte mult, tu ai ajuns în management. Da, am ajuns să conduc catena de producție, deci eu dirijam catena de producție, dirijam... În mod normal, ajungi de jos în sus dacă ai cu metru. Da. Tu ai citit cărți și ai ajuns de jos în sus. Da. Lumea n-a să ne creadă pe noi, Vasile. N-a să ne creadă.
Păi, dar cum facem? cred că o să ne creadă, o să-i convingem noi. Creadă, da? Tu aveai acolo familie, tu aveai prieteni, nu știu, poate, cred că și prieteni și italieni, da? Da, da. Cum a reacționat ei când au spus că, uite, eu, Alex, plec în Moldova? Care au fost cuvintele de ocară la adresa ta? Eu cred că cel mult a suferit maica mea din toată alegerea mea, fiindcă, vă dați seama, ca o mamă, ea își dorește cel mai bine pentru copiii săi. Ea plecând de prin 2004 din Moldova, dorea în fel și chip ca noi să ne întoarcem, să venim cu ea acolo, pentru că, într-adevăr, vă spun că Italia e o țară frumoasă. Ea vedea, într-adevăr, în Italia o țară frumoasă, unde noi putem crește și ne putem dezvolta. Și ea, din toate puterile, a încercat să ne atragă acolo. A făcut-o, am venit toți frații noștri acolo peste hotare în Italia și când am luat decizia ca să vin în țară, deci pentru maică mi-a fost, cred că, cel mai dur, cel mai greu a fost să suporte alegerea mea. Dar asta a fost acum câțiva ani. Da, a fost acum la câțiva. Distanță de câțiva ani, ce crede mama ta despre acest pas al tău? Acum e mândră. E mândră deja. E mândră de mine, fiindcă vede rezultate, vede că, într-adevăr, am început să cresc și în Moldova. Ea are Facebook, e abonată la pagina Eco Paradis. Da, vede și peste asta acolo. Vede. De multe ori îmi spune, trimite-mi și mie câte un harbuz de-al tău bun. Super fain, super fain. Eu cred că mai mare apreciere sau mai mare like decât mama care spune, ok, sunt păcat cu ce ai făcut în viață. Da, asta e super. Dar și pe lângă asta, eu aș fi vrut poate să ating un subiect cunoscut multor moldoveni, fie că pleacă în diaspora, fie că stau aici. Noi avem o chestie și, de fapt, este transmite la mai multe popoare balcanice. E o dorință de a te bucura de moartea căprii vecinului tău. E că dacă vecinul meu are o tragedie, eu am o bucurie. Wow. Și iată, tu acum, eu stau pur și simplu să-mi imaginez scena asta, tu anunți că pleci în Moldova, prietenilor tăi moldoveni din Italia. Care au fost gândurile lor sau cum au încercat ei să-ți spună, băi, tu precis să te întorci peste 2 săptămâni? Tu să dai cu nasul în glodă, să înțelegi ce înseamnă Republica Moldova și să te întorci înapoi. Așa și-a fost. Ei ți-au spus asta. Da, așa și-a fost. Deci, tu trebuia... nu toți, iar sunt prieteni între prieteni, dar mulți din ei, deși spuneau la fel că dacă pleci acasă, ei spun din experiențele altor prieteni. Am avut prieteni care s-au întors în țară tot cu gândul de a începe ceva și n-au rezistat... N-au rezistat în timp ca să crească în ceea ce fac ei. Pentru mine au plecat prea devreme. Pentru că oricum este un timp care trebuie să treacă pentru a înțelege că e ok în Moldova. Uh-huh. Și la mine au fost momente când veneam acasă cu mașina plină de glod și de-abia mă ridicam la locul acasă. Și te gândeai să te întorci în Italia? Nu mă gândeam, deci păi, cum fac, bă, că e... tare greu, ce se întâmplă cu mine, am făcut alegerea corectă, am făcut ok, ori n-am făcut ok. Dar tu acum, în acest moment, ești principial, categoric, nu te mai întorci în Italia sau admiți că într-o bună zi ai putea să te întorci, să-ți petreci bătrânețele acolo? Ca să spun că să mă întorc în Italia, sigur că nu mă mai întorc. În vacanță, în vizită, sigur că plec la maica mea, la prieteni să-i le văd, dar ca să-mi caut un job nou în Italia, păi nu că nu-mi place Italia, nu că nu doresc să fiu acolo, dar cred că Moldova are nevoie de persoane, de noi, cei care putem crea în Moldova ceva mai bun. Nu e greu, nu e ușor, nu e simplu, important să dorim să facem ceva. Dacă ai o idee sau ai o dorință de a face, o îndeplinești. Într-un minut, poți să ne explici cu ce te ocupi tu și ca tot să înțeleagă de ce permacultură și ceea ce înseamnă agricultură tradițională pentru ceilalți sunt lucruri diferite. Deci, cum îți spuneam când îți explicam în două, deci îți explicam permacultura mai în detaliu, îți spuneam doar că permacultura, deci nu e pe un domeniu vast. Deci, în permacultură intră și agricultură, arhitectură, mod de alimentație, mod de a crește un animal, mod de a crește o plantă. Prin permacultură se subînțelege de a crea sau de a face ceva durabil și nu de a dăuna prezentul. Mediul în care trăim.
prezentul, dar mediul care trăiești. Deci un soi de existență, trai sustenabil, respectuos față de mediul înconjurător. Da. Dar în cazul tău, când vorbim de agricultură și permacultură, asta e agricultură responsabilă. Da, față de mediul înconjurător. Deci eu din toată amalgama aceasta de domenii, din permacultură, am ales să fac agricultură după principiile permaculturii. Deci nu utilizăm pesticide, nu utilizăm erbicide, căutăm să facem în așa mod ca planta aia sau pomul sau dacă avem păsări pe lângă casă să simtă cât mai comod și cât mai natural, deci să se simtă ca natură. Parcursul tău de la jobul de management din Italia și la agricultură ecologică în Moldova e unul foarte interesant pentru că este partea aia în care tu te-ai apucat de studii. Tu ai studiat ce vrei să faci. Este și asta. Mi-a fost, ca să introduc chiar așa un pic din... Mi-a fost foarte greu, fiindcă eu lucram, studiam universitatea. Deja fiind aici? Fiind aici. Nu, deci nu, eram... Ultimul an am fost la frecvență de zi cu zi. Primii doi ani, în 2015-2016, făceam doar... Veneam doar la sesii. Frecvență redusă, da. Ok. Și spuneam mereu de ce, n-am învățat când era timpul. Maica mea spunea tot timpul, Vasile, învață că o să te prindă ghine. Eu spuneam, nu, mamă, trebuie să lucrezi, vreau să lucrez. Și chiar trebuia să învăț când a fost de învățat. Nu trebuia să... În fine, așa a fost. Vreau să spun că a fost foarte greu pentru că eram și tătic. Uh-huh. S-a născut primul copil. Acolo în fabrică... Deci începusem să fiu manager de producție, iarăși ceva nou, universitate, copil, familie, deci era o perioadă foarte, foarte încărcată. Dar cu toate că era foarte greu, dorința de a face ceva mai mult ucidea orice obstacol. Eu tot timpul spun, deci trebuie să devenim agricultori cu cravată, da? Să ne respectăm pe noi înșine și pe cei care consumă produsul nostru. Cred că e foarte important ca un agricultor să cunoască nu doar agricultură, să cunoască și un pic din management, un pic din cum putem crea un business sau cum putem vinde noi produsul nostru ca să fie primit cu drag și consumat cu drag. Văzând cât e de complicat să faci ce faci, permacultură, și văzând de pe alții care, cum ai spus tu, cumpără o sticluță cu o soluție și gata, au rezolvat treaba și varza crește bine și au clienți. Tu admiți că într-o bună zi zici, băi, mă las eu de asta, e prea complicat. Vreau să fac și eu agricultură ca toți ceilalți. Nu admit, deci nu admit, nici nu știu cum, deci nu admit, asta e sigur că nu admit. Ok, e un principiu din simplu motiv că respect și doresc ca toți să respecte mediul înconjurător. Pentru că mediul înconjurător cel care ne dă viață, ne dă aer, ne dă tot ceea ce avem. Tu mănânci ceea ce produci? Sigur. Doar ceea ce produc. Probabil asta și este important. Că tu, în primul rând, pentru tine vrei să ai pe masă o bucată de frunză de salată sănătoasă. Așa și-a început într-o măsură oarecare. Și fiind tătic la vârsta aia, mă gândeam cum copiii mei se consume sănătos. Deci vreau ca copiii mei să consume ceva sănătos. Te vezi și schimbă rolul de părinte. Da, dar începus în vremea aia, în 2015, să caut, deci eram înscris, deci studiam ecologie și protecție mediului, dar în același timp vroiam ca copiii mei să consume ceva sănătos. Tu n-ai recurs la sticla cu alcool? Tu n-ai recurs la un drog care să te fac... Băi, viața totuși nu e așa de grea. Așa de grea. Tu ai ales lectura. Nu știu dacă ne urmăresc, dar eu personal cunoscusem istorii de oameni și cred că în diasporă riscul e mult mai ridicat a unor oameni care nu tare se regăsesc un nou loc. Dar cumva poate să nevoiți să continui să-i dei bătaie, cum spune moldoveanul. Cumva continui să stângă dorul ăsta de a spune lucrurilor pe nume, de a vorbi. Poate e și o chestie masculină. Bărbații probabil mult mai rar vorbesc despre dramele prin care trec, corect, decât ar face și femeile. Și adesea bărbații se trezesc cu adevărul la fundul sticlei, dar nu într-o carte. Tu ai avea un mesaj de transmis, poate cuiva care acum l-au cumpăne și întâmplător, că au dat peste emisiunea Internetul Grăiește, și zic, băi, de poate aici eu găsesc adevărul. Wow. E important să ai un vis. Deci, practic, eu am început cu ideea că
să-mi realizez visul. Visul meu încă era, nu era definit unde va fi el. Îl vedeam, oricum îl vedeam în domeniul ăsta de a, de a dezvolta. De a avea ceva tău, de a crește. De ceva, am iau crește și în același timp, având, deci fiind la țară de mic, fiind crescut la, în sat, iubeam foarte mult natura. Și văzând câte probleme sunt, câte, trebuie să sunt foarte multe probleme în, în mediu, care ar fi foarte ușor de rezolvat doar dacă noi om fi mai, mai atenți și mai grijulii cu ceea ce facem. Chiar așa, de exemplu simplu, mergem pe mașină și ce facem cu hârtie? Mă rugăm peste fereastră, da? Păi lasă, cineva se ocupe. Eu plătesc la stat pentru ca, ca să fac curat. Nu, eu las-o rung, dar după asta strec și zic, băi, cât gunoi, mă vine și așa sunt niște porci și uite cât gunoi arunc. Deci astea, deci sunt momente foarte simple care ar putea economisi din timpul, poate și a statului, a comunii, a localității, de a, de a minimiza și de a face alt lucru în loc de a strânge gunoi sau de a... Deci eu așa am început de a, de a fi un pilon în, în protecția mediului, în, în dezvoltarea mediului, în a planta copaci, a, a face o agricultură. Dar vezi că asta e, asta e drumul tău, asta e calea ta, da. Dar în esență, a, crezi sau ai fi de acord cu faptul că noi ar trebui cât mai des să ne întrebăm, băi, dar și-mi place în viață? Asta. Care de fapt e valoarea la care eu cu adevărat sunt? Asta sau de ce să... eu fac ceea ce fac? Poate eu n-ar trebui să fac asta. Este, asta este, asta trebuie să faci. Trebuie să ne întrebăm mereu dacă ceea ce fac e ok pentru mine, dacă ceea ce fac e ok pentru vecin, dacă ceea ce fac e ok pentru, pentru copii, dacă sunt sau... E important să ne întrebăm de ce și pentru ce facem. Că doar în așa mod putem, putem fi iarăși un promotor la ceva nou. Nu neapărat în agricultură, nu neapărat în... Dar noi suntem cei care schimbăm lucrurile, noi suntem cei care facem ca lucrurile să devină mai frumoase, noi suntem cei care, prin, prin ceea ce facem, demonstrăm... Nu trebuie să demonstrăm la nimeni. Trebuie să demonstrăm ție însuți că ești o persoană care trebuie să respecte ceea ce... Te înconjoară? Da, ceea ce înconjoară. Cei care te înconjoară. Vasilie, ție tare îți mulțumesc pentru timpul tău. Mulțumesc. Îți doresc cât mai mulți clienți, adică nu tare mulți, știi? Nu tare așa, mulți. Suficient de mulți încât să, să construiești o comunitate. După aia să prinzi la angajați, să prinzi la bani, să lărgești, să construiești frății și asociații. Și tot mai multă lume să, nu doar să cultive ecologic și responsabil, dar și să consume și să crească, și să trăiască în aceste... în aceste lucruri frumoase. Peste 3 ani, dacă ne vedem, cu și rezultate ne bucur? Sau care sunt topurile, vârfurile care vrei să le atingi, țelurile care să le-ai pus pe o distanță de 3 ani? Să fiu sincer, aștept peste 3 ani să fiu deja stabilit, să minimizez ziua de lucru, să am timp de a petrece o vacanță, să lucrez, deci să stabilesc ceea ce fac. Deci nu mă văd încă, cum ai spus, cu milionul? Miliardar. Hai să luăm. În Moldova la modă îi spui miliard. Miliard, da. Nu, miliardul încă e departe. Cel puțin... Departe, miliardul nu. E la Orhei, mă ating, nu-i tare departe. Nu-i departe. Mă ating, că era un primar. Mă văd să fiu deci împlinit cu ceea ce fac. Deci să fiu business-ul stabilizat. Și noi sperăm. Ținem pumnii. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc. Mi-amintesc foarte bine ziua în care Andrei a plecat la filmări în satul lui Vasile. Când m-a sunat, primul lucru a fost să-mi spună: Nata, tu nu-ți închipui cât e de frumos aici. Doar că Nata avea telefonul deconectat, pentru că era la Pohrebe, așa acolo era frumos. Într-adevăr, Nata, e frumos la Vasile și mult mai important este că Vasile poate inspira prin exemplu lui. Eu cel puțin în gând am un continuu clopot care îmi spune că Se poate de făcut treabă bună acasă. Și nu-i suficient numai să te întorci să pornești o plantație de ceva. Vasile este un om foarte responsabil. El înțelege că, întorcându-se în Moldova, el vrea să rămână aici pe mult timp. Respectiv, el trebuie să facă agricultură corectă. El trebuie să fie grijuliu cu solul. El trebuie să aibă grijă ce mănâncă, ce pune în farfurii copiilor săi. Iar voi, dacă vreți să gustați din roadele lui Vasile, îl puteți cunoaște personal la piața Ecolocal, unde el vine cu toate aceste roșii minunate, legume de toate felurile. Voi trebuie să vedeți momentul ăsta când lumea se apropie și vrea să cumpere. Și Vasile, omul care de fapt este agricultor, devine în momentul acela negustor. El trebuie să interacționeze cu oamenii și el este un om foarte timid.
agricultor la cravată, cum a spus și Vasile în interviu pe care l-am purtat cu el. Acum vreau să vă invit să-l cunoaștem pe Valer Alovski. Pe Valer Alovski mulți dintre voi cred că l-ați cunoscut cu ajutorul creațiilor lui de pe YouTube, care adună milioane de vizionari. Dar de data asta vreau să vorbim despre Valera și parcursul lui, care, apropo, la fel, întâmplător sau nu, s-a întors și el din orașul Modena, Italia. Și ce l-a motivat să se întoarcă acasă? Și ce a descoperit el în primele 3 săptămâni la învelopele de la mașina lui? Cum ai explicat celor care nu te cunosc? Cine este Valer Alovski? Nu cine. Un pățan din la Lioba, care a fost în Europa la lucru vreo 13-14 ani zile, dacă s-o cot așa mai gine, mai plec, am să acolo, vreo 13 ani jumare. Adesea vorbim cu oameni din diaspora care spun că odată plecați, bineînțeles că au o perioadă de asta de rupere, știi, în care nu vreau să mai aud nici de Moldova, dar după asta un dor nebun începe să joace în trânș. Uite, eu tot 14 ani și când am fost am plecat, eu tot timpul am avut starea asta. La anul nu mă pe casă, cu tatăl. Da? Da, după asta, în august, până în august. Iar până la anul nou. Deci tu îți spuneai că pleci? Tot timpul eu, tot anii ăștia, eu mai stau până la anul nou și plec acasă cu tatăl. Mai stau până în august, mai stau până așa, că așa mă trecut 14 ani. Și te ține pe tine? Adică, acolo? Da, și te ținut să nu te întorci, dacă tu în fiecare an vrei să te întorci acasă. Da, tot fugeau de acasă. Unde se întorci? Adică, numai te gândeai, băi, că vreau să plec acasă, ce să faci acasă, cu toți fug, toți un alt, așa, pe acasă, ce eram să fac dacă vineam? Adică, tu aveai o frică de risc, de faptul că n-a să ai cu și să-ți hrănești? Nu, da. Și odată și de mă era acolo trecut prea mult timp, apoi știi cum este gândul ăsta, băi, dar acolo te sori la început, dar aici cac-nicac e mai ușor, e mai este de lucru, cumva e altfel, dar vin acasă și fac. Valera, nu te gruzi, ajungi, oricum tot timpul Șevan ajunge. Pentru tine Italia era ca o destinație în care tu ieșeai dintr-o problemă financiară, da? Tu nu, pe atunci eram încă zic, eram încă tânăr, aveam 20 ani și vrem și o mașină ca fiecare. Tu aveai în plan să te întorci? Da, eu aveam. Vrei să câștigi un ban, să iei o mașină? Că trebuie m-am dus pe un an jumate, mă duc, lucrez, eu fac bani de Golf 3 și vin acasă. Așa era. Asta în 2005, atât el nu mai ieșesă. Atunci era planul meu că eu vreau să am mașină și vreau un Golf 3, că el nu mă câteșă și nu-mi plășe eu. M-a la 2 pe vremea mea, m-am sibit și eu. Îmi aduc aminte, vroiam Golf 3 să meu. Acum mă sunt 11 ani, știi? Eu încă n-am avut Golf 3. Valera din Lova, care cânta și vrei să fac rap, a plecat să-și cumpere o mașină în Italia pe un an jumate. A rămas acolo 13-14 ani, da? Cântam. Amu poate mai când, atunci prostă face muzică. Dar cine știe, dacă rămâne, poate perseverai și continuai asta, poate nu? Poate nu. Poate nu, poate chiar și Italia cumva m-a deschis toate viziunile astea ca să scriu, știi, ce scriu Amu. Și rămânând în Moldova, puteți să nu am toate ideile astea despre ce scriu cumva, adică poate deși, nu... Deși, crezi că ți era preconfortabil aici? Nu. Posibil, da. Una și posibil nu era, să știu, viața plecată de acasă. Greutatea traiului de acolo. Da, și străin, singur, și mulți ani la rând. La momentul ne-am dat seama, bă, eu vreau să fac ceea ce îmi place. Adică eu toți anii ăștia am făcut ceea ce îmi plăcea. Deci tu 14 ani îți spuneai să revii. La moment dat tu te-ai căsătorit acolo, în Italia, da, fiind, da? Da. Și trebuia să-ți convingi și soția, trebuia să-i spui și ei că pleci acasă sau ea era într-un gând cu tine? Nu, la început nu vreau. Nici nu vrea să audă. Eu tot timpul e cu problema asta. Mergem acasă, vezi acasă lumea, trăiești, de foame nu mor. Adică vezi așa la, cum e. Net, trăiesc. Nici nu las mă rând de foame. Ca să avem mașină, ca că este, știi, adică de foame nu las mă rând. Ok. Și categoric nu vrea să nu, suntem eu să vin. Și-o declanșat în tine, declanșatorii, și-o declanșat în tine sentimentul ăsta că nu cred că mai rezist aici, nu mai pot. La început dorul de casă și am înțeles că eu și-am venit și fac și nu-mi place, adică eu am tot la lucru, în construcție, nu-mi place deloc.
Dar tu știi că tine te așteaptă muncă grea, doar ai plecat la muncă? Nu, eu cumva m-am dus acolo, nu știu... Foarte naiv și romantic. Da, mă gândeam că să merg trătuar și să-mi fluture, să zborbi și să încercească... Hei, vrei să fii manager? Mă gândeam ca să culeg rublele pe copac, știi? Aha, ok. La început ai spus că Doru a jucat un rol. A existat o dimineață? Sau tu ai spus că asta a fost destul de bruscă decizia, cu toate că a fost mulți ani la rând? Dar a fost o ultimă picătură, da, la tine? Da, a fost, da. Ce ai văzut? Poate ai văzut o știre, poate știi ceva despre Moldova sau... Nu, eu nu știu dacă trebuie să spun asta, adică nu că ceva e ascuns, dar cumva faci parte de... Chiar într-o dimineață m-am prezut și ne-am dus, adică eu m-am dus în altă parte, eu lucram în altă parte, lucram încă la fabrică, pe atunci și dețineam și restaurant local așa la... Deci tu aveai job la fabrică și aveai și da, o afacere? Da, și o afacere, da. Și soția s-a pornit într-o dimineață la lucru, s-a oprit la jumătate de drum și nu știu, în și parte se duce, adică cumva de la obosare, la stres, că nu mai realiza unde s-a pornit, unde se află, și încă și în panică, cumva m-a intrat. Și s-a oprit și mă sună, bă, eu nu știu unde mă duc și fac. Și în momentul acela am înțeles, bă, aici e stop, gata. Crezi că a fost vreo cădere nervoasă, vreun atac de panică sau nu? Nu, pur și simplu, nu, odihnă, multe stresuri, probleme, adică cumva așa. Și ați înțeles că, băi, asta e pentru noi. Ok, eu și deja cumva mă gândeam să plec acasă, că cumva nu mai vreau să stau acolo și asta și-a fost un motiv. Știi, știi, și e că vezi, și atunci că alișești, haideam acasă. Nu, eu cred... Doar că chiar nu vrea acasă, știi? Că și... Eu cred că asta a fost un semnal și asta a convins-o da. Soția ta să mergeți împreună da. Acasă. Ai observat anumite schimbări? Uite, nu știu, ai venit acasă și ai observat că poate oamenii sunt mai responsabili da. Când trec la zebră. Care au fost primele schimbări care, știi, s-au obit din jur și zici, deodată când am venit acasă, apoi, cumva, prima lună nu observa nimic, știi, că ne tot îmi plășea, tot e, cumva, acasă. A, da? Nu realizam că sunt acasă, tot timpul eram cu gândul că mai am vreo 4 zile și plec înapoi, că ca cum vii în vacanță, că dacă deodată de 12 să plec, și nu vreau. Și până la un moment, după și eu am trecut un pic, adică după și m-am acomodat un pic, am înțeles, cum am zis că n-am înțeles, am văzut că... Nu e chiar așa cum credeam. Dar ce, există un fenomen care l-ai văzut, nu știu, nu ți-a plăcut poate cum la magazin? A, pe muș, am să ajung. Da, da. În primul rând, da, lumea la noi, lumea cumva... Eu cred că trebuie să evoluez mult, știi? Adică unii chiar trebuie, adică cumva, știi? La noi lumea rea, la noi lumea rea. Rău intenționată sau...? Cumva, nu e ca de exemplu. Chiar la mergi la volan, nu? Chiar dacă tu faci o mică greșeală, claxon. Deci cumva așa. Deci șofatul. Chiar dacă în Italia, tu știi că în Italia șofatul tot nu e tare dobre închei. De ce? Sau s-o ok? Adică nu e chiar la noi, nu e ca la noi. Deci la noi poți să faci și accident și încă poți să te bată, știi? Acolo nu e chiar așa. Acolo nu e chiar așa. Eu am tăcat și am schimbat într-o lună trei anvelope. Într-o lună. Boartă, bolfă, altă anvelope. Boartă, bolfă, altă anvelope. Nu, cumva așa. Mai multe de astea. Ceva plăcut care este uimeasă. Am ajuns acasă din prima zi ne-am îmbolnăvit. Din prima zi pe medie, din prima zi n-ai poliță, n-ai așa, nu te prinește, du-te acolo, vină încoace, plătește acolo. E că tu ne-ai dat un buchet de întâmplări care... Deodată cum am dat acasă. Da, ar face și pe cineva să gândească, probabil, băi, dar poate eu totuși mă întorc înapoi în Italia, din Eminență, tu ai avut asemenea gânduri? Nu, nici nu le-am și nici nu vreau să le-am. Adică eu zic că de la început când vii când trăind acolo atât timp, adică cumva ești deprins acolo și când ajungi acasă, vezi că e altă lume, adică și cumva ori îți place, ori nu îți place, adică okay. Eu acasă nu îmi place, eu adică nici n-am de gând să mai plec înapoi, adică doar de, nu știu,
cât de rău și că eu sunt eu bagajul să plec înapoi, adică eu mai mult înapoi nu mă mai duc. Oprește și paparim, la noi azi e vâhadnoi și nu vrem să-l partacim. E sfârșit de lună și galea cu rubla. Trebuie șava să mă slim, îl sună pe Slim sau poate pe Muslim, pohui șava mutim. De ce crezi că asta se întâmplă? Eu cred că la noi nu chiar se vede treaba asta, că la noi nu merge prins cu asta. Adică pentru noi e ceva normal. Adică rabdă greutățile? Nu, te deprins, după asta nu mai vezi. Adică nu crezi că deprinderea asta ține de multe aspecte, gen deprinderea asta un politician corupt ne deprindem, la școală da, nici bani ne deprindem. Da, noi suntem un fel de tărpile, okay. Tot ne deprindem. Băi frățăc, ieși te trezești, oare tu nu vezi undeva lumea trăiești, dar la noi acasă, despre de lucrești, miliția-s bandiți din 90, lor le aficești. Unii n-au de foc pe iarnă, sarai gol. Cineva să încălzăște de la teu playball. Asta-i soarta noastră, ne pare ghin. Dacă nu schimbăm nimic, înseamnă că nică un vin. Știam că acolo lucram la fabrică. La fabrică. Plus era și afacere și aia. Ai avut un Mercedes Litovski. Da. Da. Erai, practic erai băiat aranjat. Avem, două avem mașini. Două mașini, casa, adică nu că vorbesc, că sunt malahaut. Adică cumva eram aranjat, da. Avem tot. Și aici vii și te pui de rep. Așa se prinește. Da. Eu acasă, fac a, asta rap. E viziunea asta. Câteodată, dar câteodată ne-aș spun asta, știi? Vezi, așa acasă să faci. Sau cum mă întrebau, lumea mă întrebă, și Valera, și acasă ce îți faci dacă te duci, știi? Nu puteam să zic, băi, mă duc să fac rap, știi? Partea ori cu asta. Băi, să văd acolo, să lucrez, să-mi caut ceva de lucru acolo. Mai am niște cunoscuți care posibil să mă ajute acolo și ceva pe limba italiană, într-un call center ceva, adică și eu și soția și noi știm limba. Dar tu nu crezi că întrebarea asta, nu știu, întrebarea asta poate era adresată de oameni care țin la tine, dar adesea întrebarea asta e... Întrebarea asta era adresată de asta că, băi, ce ai să faci acolo, ai să mori de foame, n-ai fi gata de duși. E un fel de... Și eu le-am spus, băi, nu, zic că lumea cum trăiește, adică cumva lumea trăiește, adică eu mai vedem și în alt punct de vedere, stând în Italia tot, sau nu contează. În Europa eu vedem tare multă lume vine din Moldova, adică la mare acolo pe două săptămâni sau pe o săptămână. Adică eu stând acolo de atâția ani, adică eu permiteam maxim pe două zile, adică ori nu era timp, ori mai multe probleme, ori finanțe, depinde cum era situația. Deci dacă mă zice eu, moldovenii din Italia. Spăcoină, zice eu la mare. Ori în Bulgaria, le spui la Zatoca, fac, am stat acasă, primele trei zile am să stau la masă, încep cu gălușile și termin cu zama. 7 stele din Michelin în restaurant la mama. Pe urmă o săptămână să îmblăm prea o speție, cu mătru e apasnă, chitare la beție. Te-ai gândit vreodată că tu cântând la teme sociale, tingând teme sociale, vei fi nevoit să cânti pe o scenă politică? Ai admis asta? Ai acceptat? Nu, eu că tare în politică nu... Chiar nu vreau să mă bag, adică chiar nu vreau să am treabă cu politica. Adică dacă apare un politician care te invită să-l însoțești în campanie electorală, tu l-ai refuzat? Da, adică eu cred că da. Dar dacă e un politician care îți place? Sau tu n-ai așa ceva? Nu prea, nu prea am, adică dar nici nu... Dar, stai, dacă îți place. La mulți, pe cu de mulți. Și într-un sfârșit, s-a prinit. Tu ai vrea să-i vezi pe moldoveni întorcându-se acasă după ce au ascultat muzica ta? Sau asta e prea major, prea tare te-ai luat în serios? Prea, da. Prea. Nu, pur și simplu, acolo și vreau să spun că eu cumva am avut experiența asta și am trăit-o meu. Adică nu am mai eu, adică multă lume a avut și la momentul ăla. Am înțeles că nu e chiar atât de strașnic acasă, adică te scoate de întors acasă, de trăit. Eu înțeleg că sunt persoane care cumva nu se descurcăreț, adică sunt destul care el e muncitor, el e bravo, adică pe dânsul numai trebuie să-l angajezi și-l pui, că tu trebuie să faci asta de aici până aici și tu îți părnești asta, știi? Abia că așa oameni, lor le e foarte bine. În vest, da. Plecând. Acolo este posibilitatea asta, la noi așa posibilitatea nu e, adică știi, du-te la o fabrică și trebuie să faci asta, deja până aici și pornești asta, adică nu reușești cumva. Deci tu ești un om care acceptă mediul ăsta plin de surpriză și vă riscuri din Moldova? Da. Ți-ți place asta? Mie îmi place, adică chiar îmi place. Cineva ar vrea o viață fără surpriză. Eu mai multe riscuri am avut în galare și cumva tot timpul, dar chiar le caut câteodată, adică știi,
La un moment dat încep să fie trist și să mai fac ceva, să mai încerc ceva. Ok. Deci Valera Liovski îți devină pădurar în Canada, cred că n-a să vedem asta. Pădurar nu. Pădurar nu. Tu ai fugit cumva din Italia de o viață prea monotonă pentru tine? Eu, da. Da? Eu putem spune, da. Adică asta tot cumva a influențat. Valeriu, îți mulțumesc pentru timpul tău. Pentru interviu. Mai vrei? Nu am ajuns la Despre Valera Liovski, eu îl cunoșteam înainte de Andrei doar prin intermediul creației sale și când am văzut interviul, prima mea reacție a fost: Andrei, omul ăsta este un poet. Mm-hmm. Este un poet al timpurilor noastre care reușește într-o manieră foarte simplă, ușor, comestibilă, să transmită lucrurile care îl înconjoară și faptul că un artist, adică el simte artist în suflet, se întoarce acasă în Moldova, de unde mulți artiști pleacă crezând că acolo departe e mai bine, el se întoarce și continuă aici să facă ce? Ce gen de muzică? Ăla care se consideră un fel de protest social, un fel de atitudine civică. Ia că așa oamenii se întorc acasă. Eu una regret că m-am luat prea tare în serios în timpul acestui interviu și după asta am vorbit și cu Valera despre asta. Sper că să mai avem ocazie să ne întâlnim, să vorbim o leacă mai pindelete și o leacă mai lejer, pentru că nici Valera nu este omul interviului tare, serios, sombru. Dar pentru asta, cum s-ar spune, trebuie să avem o leacă de răbdare. Iar istoria cu care noi vom încheia emisiunea de astăzi este cumva una care ne este și foarte aproape de suflet, pentru că eroina principală este o prietenă de-a noastră, este o fostă colegă de-a noastră de la Jurnal TV. Prima dată când am cunoscut-o pe Anastasia, venea din România unde își făcuse studiile, era jurnalist acolo la un ziar, dacă nu mă înșel, la Iași, și a zis că vrea să lucreze la Jurnal TV. Cu mare drag am început să colaborăm, ea fiind editor. În anul în care noi ne-am mutat în Canada, a trecut ceva timp și Anastasia, îndrăgostindu-se de un flăcău, s-a mutat acolo de unde era flăcăul. Istoria asta o să o aflați în detalii foarte curând. Ce vreau să vă spun este că Anastasia nu pur și simplu s-a întors acasă pentru că era dor de mama sau de înghețata de 3 lei plombir. Anastasia s-a întors acasă ca să lucreze pentru stat. Stați aici, aflați și voi această istorie. Eu am plecat în 2014, când pentru mine era valul cel mai mare al plecărilor, când toți prietenii mei, nu toți, dar pe jumătate, erau deja plecați sau pe cale de ducă. Și eu aveam 24 de ani și eu tot foarte, foarte tare vreau să văd lumea asta. Eu nici măcar nu mă simțeam tare prost aici în Moldova, eu eram tare ok, aveam un salariu bun, mai aveam prieteni care erau aici, dar eu foarte tare voiam să explorez, să văd lumea o leacă și foarte tare doream să plec în state, dar într-o vacanță am cunoscut un băiet pe care îl cheamă Rodrigo și am avut aproape un an de întâlniri prin toată Europa și în 2014 am plecat în Spania, în Barcelona, unde am locuit 5 ani. Dar care au fost dificultățile care te-ai ciocnit? Iată, uite, ai intrat și ai spus, băi, am porți de deschis și îmi vine greu. Acolo, în străinătate? Da. Of. Ca toți migranți, lucru. E ca din ce trăiești tu momentul în care ai plecat acolo, din ce bani? Pentru că pe mine niciodată nu m-a întreținut părinții sau oricine altcineva. Și eu trebuia să-mi găsesc ceva de lucru și asta era foarte complicat, pentru că eu nici spaniola nu vorbeam în momentul în care am plecat, doar engleză. Și un an am lucrat cu un salariu de vreo 400 de euro pe lună maxim, predam engleză la localnici și în momentul în care m-am măritat am obținut dreptul de muncă și am găsit un job tare ok. Eu am lucrat la o corporație americană unde noi făceam
Risk and Compliance. Risk and Compliance înseamnă să faci tu un fel de investigație în care să povestești sau să dai într-un raport informațiile despre o companie sau despre o persoană, informații care sunt disponibile public, da? Deci noi nu făceam niciun fel de investigații și asta este foarte important pentru că lumea în care noi trăim e tot mai interesat de oamenii cu care fac business, de partenerii pe care își iau, de donatorii pe care își iau și vor să știe cât mai mult cine sunt entitățile cu care iau de-a face. Și că în momentul ăsta intervin companii așa de... Acolo era plin de jurnaliști, apropo, pentru că tu ai nevoie de skills-urile astea de investigații, de depistare rapidă a informației, să știi unde să o cauți și cum să o dai. Eu primul an când am plecat, asta era 2014-2015 și era așa foarte dark tot cumva, și am avut o perioadă de aproape respingere la tot ce se întâmplă aici. Eu aveam nevoie de o leacă de distanță, să respir de tot vacarmul ăsta și de tot ce se întâmpla și de faptul că lucrurile n-arătau de parcă s-ar putea îmbunătăți într-o bună zi. Și era așa o deznădejde acută pe care uneori eu cred că este foarte ok să o lași la o parte dacă pe tine asta te afectează cumva emoțional și spiritual. Ce pentru tine, pentru Anastasia Condruc, era cel mai descurajant în starea de lucruri de la acel moment? Faptul că oamenii care conduceau țara nu se mai comportau ca niște oameni și că ei nu mai făceau nimic pentru oameni, că era clar cumva că ei sunt acolo pentru interesele proprii și era cumva feeling-ul ăsta că nimeni niciodată n-o să aibă parte de justiție în țara asta sau de trotuare acătării și curate sau... Că nici măcar n-ai la cine să te duci să vorbești despre asta, da? Adică că nici acum situația încă nu-i... Noi nu trăim în Uniunea Europeană încă, da? Dar diferența este că ai senzația că ești auzit, cel puțin. Și atunci nu exista senzația asta că ești auzit. Și era cumva și un feeling colectiv, că tot e rău. Care e rolul pe care l-au jucat colegii noștri de breaslă în această perioadă? Care... au ales să treacă pe acea parte a baricadei. Și care este atitudinea ta față de oamenii ăștia care toți acești ani au servit acel regim și l-au servit deja, tu știi foarte bine cum. Eu încă n-am avut niciodată ocazia să mă întâlnesc cu unul dintre ei sau cu una dintre ei și să le zic cum s-a întâmplat asta? Cum s-a ajuns aici? Eu încă n-am avut ocazia asta. Dar în același timp eu cred că oamenii ăștia cumva... Nu, eu nu cred că ei trebuie aruncați în pușcărie, ca să zic asta. Eu cred că ei pur și simplu trebuie să se retragă, să se gândească la ce-au făcut în momentul ăsta și să vadă dacă poate peste ani pentru ei mai există o șansă cumva de reabilitare în ochii publici. Pentru că izvorul cu bani de la Plahotniuc se termină într-un anumit moment și oamenii ăștia o să trebuiască să facă ceva, probabil, cu viețile lor. Sper să nu plece. Eu sper că ei să nu plece. Eu sper că ei să rămână și să facă altceva, să se reprofileze. Nu știu. Dar da, eu cred că oamenii ăștia, și mai ales politicienii și cei de prin mediul politic care au ținut acest dark, această întunecime, ei cumva... Nu vreau să zic că sunt mai răi, dar eu pe ei sunt mai supărată decât pe Plahotniuc, de exemplu, știi? Pentru că el e rău întruchipat, adică de acolo n-ai așteptări, da? Dar de la oamenii ăștia eu aveam așteptări. 2015 a trecut, 2014, eu perioada mea de distanță mi-am avut-o și după asta eu tare vroiam înapoi. Și erau alegerile prezidențiale, 2016 asta era, și momentul de ajutor era să facem cumva ca să câștige niște oameni normali alegerile, niște... oameni care nu sunt finanțați din surse obscure, de exemplu, oameni decenți, așa ca noi. Și eu ies de la lucru, dar la lucru mi-a venit ideea asta. Zic, băi, noi pur și simplu trebuie să facem un grup pe Facebook, pentru că există, de exemplu, în Spania tare popular BlaBlaCar, da? Când oamenii se adună și merg. Și mă gândeam că noi nu avem suficiente secții de votare, că eu am... câteva locuri dormit în casă pe care aș putea să le ofer cuiva care vrea să vină din Alicante sau din Valencia, de pe acolo, și eu cu mare drag pot să fac asta ca să mai vină câteva voturi.
Campania Adoptă un vot are un succes imens. Într-o singură zi, peste 22.000 de persoane s-au solidarizat pentru aceeași cauză. Am creat acest grup pentru că simțeam necesitatea unei platforme pe care oamenii să se mobilizeze, să se întâlnească, să vorbească. Sper foarte mult ca numărul participanților în grup să crească în continuare. Deja avem 10, dacă nu chiar sute de oameni care au găsit cazare și transport. Și sperăm ca această mișcare să facă o schimbare spre bine pentru Moldova. Și eu ies și eu sun pe prietena mea, pe Oxana Gracevă, și eu spun: băi, noi trebuie să facem un grup și lumea acolo să șăruiască. Ea, că tu ești în Olanda, eu sunt în Spania și oamenii acolo trebuie să se întâlnească ca să organizeze logistic. Și eu și acum, pe lângă chestia asta cu speranța, mai cred că marele aport al acestui grup este logistica, pentru că noi trebuie să ne organizăm. Și l-am creat și pentru că energia asta era și pentru că am avut lângă mine oameni care m-au susținut și au dat share la grupul ăsta și au zis: wow, iau și de fain se întâmplă, și pentru că era liber la adăugați alți oameni. Pentru că moldovenii oricum se cunosc prin diaspora, ei se adăugau unul pe altul și eu nu m-am așteptat la așa o creștere, dar după asta eu ne-am explicat, înseamnă că ei erau acolo. Pur și simplu cineva trebuia să le deseneze curtea asta în care ei se adune. Și ca cifre, da, eu pot să-ți dau și eu înțeleg impactul, dar eu cred că impactul este mai mult ca sentiment, ca feeling, ca idee, că noi cumva ne-am regăsit unii pe alții în diasporă și ne-am dat seama că nu suntem singuri și că ne pasă de Moldova asta și că ea ca fiecare cât ceva poate să facă. Și totuși, la un moment dat, tu un piculeț te-ai distanțat de grup. Da. Ce s-a întâmplat? Eu cred că grupul ăsta așa cumva a făcut ceea ce trebuia să facă, să aduni oamenii exact în momentul ăla. Eu sunt tare, tare bucuroasă că din grupul ăsta au ieșit multe alte mișcări civice. Noi am făcut multe campanii imediat după atunci, pe 2016, și era adoptă un zâmbet, adoptă tot ce vrei după asta au fost. Și eu sunt tare bucuroasă că oamenii s-au găsit și s-au organizat. Au fost inițiative să facem ONG, Consiliul ONG-urilor, partid, pentru că noi am avut câteva offline-uri după asta. Și eu n-am vrut să se întâmple asta, pentru că eu cred că grupul trebuie să rămână o mișcare civică așa cum ea este și oamenii încă să o mai folosească ca platformă pentru chestiuni logistice, dar și ca să se întâlnească și să pună la cale alte mișcări, ceea ce încă se mai întâmplă. Și grupul încă mai este acolo și noi încă îl folosim pentru alte situații, dar grupul ăsta s-a născut într-o situație de criză, când pe diasporă nu-i auzea nici Comisia Electorală Centrală, nici autoritățile de aici, nici Biroul pentru Relații cu Diaspora, și noi ne-am simțit foarte singuri și eu sper ca grupul ăsta deja să nu mai existe din criză, dar să existe cumva prolific, productiv. Aflându-te în diasporă și totuși implicându-te în ceea ce se întâmplă acasă, sunt convinsă că ai văzut cel puțin, dacă nu la adresa ta, la adresa altora din diaspora, aceleași comentarii. De ce ai plecat dacă așa de tare îți pasă? Sau stai acolo la călduț cu burta plină, da? Și te dai aici cu părerea și votezi pentru noi. Reacția ta? Eu chiar stăteam la călduț, de voi mai rău, nu știu cum să zic. Eu nu mă supăr pe oamenii ăștia și eu nici măcar nu îi bag în seamă, pentru că eu știu cât de tare țin eu la țara asta și la oamenii de aici și nimeni nu poate să-mi spună din lumea asta cât țin eu la dânsa, nici un fel de comentator pe internet și ce pot să fac eu pentru dânsa și ce nu pot să fac. Atât timp cât eu am un pașaport și un buletin de identitate și părinți și prieteni aici, eu o să ajut țara asta așa cum pot și cum vreau eu. Chiar și cei care îmi scriu comentarii că da, te-ai dus și îți pasă. Da, m-am dus și îmi pasă. Eu eram în vacanță, că eu, ca toți migranții normali moldoveni, și petrec vacanțele în Moldova. Și eram aici cu soțul. Primesc un mesaj de la noua echipă a guvernului care îmi spune: hai, treci pe la noi să mai vedem. Zic: ia uite, sfârșit, pot să mă duc la guvern și să vorbesc cu oamenii cărora părinții mei le plătesc salariile. Și mi-au propus să vin aici în calitate de consilier a prim-ministrului și am fost foarte șocată, pentru că eu eram îmbrăcată ea cam în felul ăsta și le spun: dar voi precise că vreți așa un consilier, voi nu vreți cineva care îmblă cu tocuri sau cu cravată? Și am zis: nu, asta e echipa pe care noi vrem să o construim.
Și le-am zis că o să mă gândesc și m-am gândit și a fost tare, tare greu. Cred că a fost cea mai grea decizie pe care am luat-o în viața mea, mai ales că eu deja începeam să prind o leacă de rădăcini în Spania. Noi am luat un apartament în ipotecă în luna noiembrie și plăteam mortgage acolo și încă îl mai plătim. Dar am avut mai multe argumente și n-am luat decizia singură, am luat-o cu Rodrigo. Și m-am gândit că de atâta timp fac eu gălăjie și șer și vreau și ea că în sfârșit ne se dă șansa să fac. Și dacă eu am să zic acum nu, apoi cine să iau după asta? Să rămân acolo și să vorbesc? Acum tu ești unul dintre cei oameni cărora cel puțin eu care plătesc impozite în această țară îi plătesc salariul. Deci eu am dreptul să știu ce salariu ai tu acum. Eu încă n-am primit niciun salariu. Dar de asta tu l-ai negociat, știu exact. Probabil. E negociat, eu n-am negociat nimic. Bine, ți s-a spus cam la ce salariul mi-a spus că este 10.000 de lei, dar eu încă nu știu dacă asta e net sau brut. Dacă tot s-a încheiat contractul tău de muncă, pot să știu de la ce salariu ai plecat din Spania? Da, eu aveam 2.500 de euro în Spania, în lei asta. 5 luni. Da, da, deci 5 noi vorbim de o reducere a venitului de practic de 5 ori. Da. Cum te-ai gândit că te vei descurca? Ce ați hotărât cu Rodrigo? Am hotărât că o să-și ia și el un job și o să ne descurcăm împreună. Eu, cât am fost în Spania, cumva m-am obișnuit, cred că să cheltui mai puțin. Eu n-am cheltuieli foarte mari. Eu tocmai mi-am închiriat un apartament aici în centru cu 200 de euro. Cel mai ieftin pe care l-am putut să-l găsesc cu un singur dormitor. Eu n-am mașină și nu cred că nici n-o să am niciodată. Eu e cam ușor să mai dau o leac de bani pe bicicletă și o să-mi cumpăr. Dar în rest, eu n-am cheltuieli foarte mari. Încerc să merg în localurile care nu sunt cele mai scumpe. Și pentru vacanțe o să vedem. Poate Rodrigo o să aibă un salariu o leacă mai european. Dar nu mi se pare tare dramatic, adică și eu cred că asta e un salariu mare, 10.000 de lei. Cum au reacționat? Ce reacție a avut mama ta în momentul în care ai anunțat-o că revii acasă? Mama mea a fost îngrijorată, pentru că eu am familie, pentru că am casă și lucrurile astea nu trebuie pierdute. Și înțeleg că nu e neapărat foarte natural ca bărbatul să vină de urma femeii. Că eu am plecat în Spania, pentru un bărbat era ok, dar că el a să vină aici, mai greu. Așa că eu o să trebuiască să-i conving probabil încă că meritat, dar ei sunt bucuroși. Ei în adâncul sufletului sunt tare, tare bucuroși că o să mă vadă mai des. Eu nu știu neapărat dacă eu o să mă vadă mai des, pentru că eu locuiesc la 200 de kilometri de aici. Dar dacă o să vină ei, pentru că eu încă n-am weekenduri libere sau mult timp liber. Tu ai plecat în 2014, ai revenit în 2019, sunt 5 ani în care ai mai tot revenit, dar pe perioade mai scurte. Poți să-mi vorbești despre schimbările majore pe care tu le simți acum revenind în Moldova, din punct de vedere estetic, dar și din punct de vedere a stării sociale, starea de spirit a națiunii, dacă pot să-i spun așa. Îți spuneam mai devreme că oamenii zâmbesc mai mult, dar e și tare ciudat, pentru că există foarte multă disperare în același timp și nerăbdare. Lumea vrea sânge în Piața Mare a Adunării Naționale acum, pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Și asta n-ar trebui să se întâmple. Eu înțeleg că oamenii sunt foarte, foarte supărați pe tot ce s-a întâmplat și au dreptul să fie foarte supărați. Dar așteptările pe care le au oamenii o să îmi deplinească doar dacă fiecare dintre ei se oprească și o să zică cum pot eu să ajut acum? Pentru că mâna asta de oameni care suntem noi la guvern, noi o să putem să facem mari schimbări dacă nu o să vină oamenii să ne ajute. Chiar și cei plecați să revină acasă, chiar și cei care sunt aici, 10 minute să mediteze într-o zi și să gândească, dar cum pot eu să ajut? Poate eu pot să încep să plătesc impozitele în sfârșit, să nu mai dau salarii în plic. Sau poate eu am un cumnat care e în poliție și eu știu că el e mit și pot să vorbesc cu dânsoleacă despre asta. Pentru că noi toți, ca națiuni, trebuie acum să trecem printr-un proces de educare și reeducare și de recalibrare a așteptărilor noastre și de înțelegerea faptului că mură în gură nu există, că nimeni nu o să vină și o să-ți facă dacă tu n-ai să pui umărul la asta. Știi că există în această țară, în această societate, un sentiment al
de o mare dezamăgire legată de tot ce a urmat după 2009. Uh-huh. Și mai toți aveau aceeași scuză. Dacă în 2009 ne-a tras țeapa, ce se va schimba acum? Cu ce se deosebesc cei veniți de cei care au fost? Pe tine, ce te face să crezi că există o diferență dintre ce s-a întâmplat în 2009, când noi cu toții am sperat că am scăpat de comuniști și că va fi mai bine, și acum, când noi cu toții sperăm că am scăpat de o altă urgie? Nata, eu sunt tare, tare uimită de faptul că noi încă mai avem speranță, ca oameni. Pentru că asta nu-i 2009, asta e de la Roșca până acum. Oamenii ăștia au fost trădați de atâtea ori de oameni care le prometeau marea și sarea, încât pe mine mă uimește și mă bucură foarte tare că ei mai au speranță. În 2009 și eu eram unul dintre oamenii care foarte tare spera și eu țin minte cum era atunci. Și eu țin minte că noi ne gândeam, ia că este Filat, Ghimpu, tăța iștea. Și noi știam undeva în adâncul sufletului, ei, nu sunt chiar și mai curați, dar măcar nu sunt comuniști, știi? Și eu cred că noi atunci am făcut compromisul ăsta. Noi atunci ne-am gândit, dar măcar sunt de-a noștri. Și eu cred că argumentul ăsta cu măcar sunt de-a noștri nu mai funcționează și nu trebuie să mai funcționeze ever. Și eu cred că foarte mare diferență între oamenii cei de atunci și cei de acum, care sunt, este că ăștia nu sunt coruptibili. Pentru că eu n-aș fi venit dacă eu credeam că cineva poate să vină la Maia Sandu și să-i dea o sumă de bani sau să o amenință cumva și ea să-i clacheze sub asta. Eu n-aș fi venit. Dar eu cred că guvernul ăsta de oameni îi altfel, chiar dacă retorica nu s-a schimbat. Problema e că la ceilalți retorica era una falsă. Cum este noua ta șefă? Bune și rele. Eu încă nu o cunosc tare bine. Noi ne-am cunoscut în 2017, ne-am văzut face-to-face, la un eveniment absolut întâmplător. Dar acum, din ceea ce văd eu și din ce am senzația, mi se pare că este un om tare corect, un om tare simplu, un om care vine de acasă cu caserola de mâncare, ca noi tăți, și nu așteaptă ca nimeni să umble și să-i facă și să-i dea. Un om care are cerințe doar la nivel profesionist. Un om care nu-i pasă dacă eu vin ea că îmbrăcat în 7 culori la guvern, dar îi pasă ce am făcut eu azi și cum ajut și cum fac. Și mai ales, cum ziceam mai devreme, eu cred că ea e un om incoruptibil. Anastasia, actualul prim-ministru a ajuns să fie prim-ministru pentru că conjunctura politică din Republica Moldova nu mai este Partidul Democrat, dar are parte de susținerea unui partid și a unui lider de partid contra căruia tu, hai să ne ascundem asta, luptai în 2016. Da. Cum te simți tu lucrând pentru un guvern care e susținut de, și cum spune în engleză, elephant in the room? Noi avem acest elefant și noi ne facem că nu-l observăm, e ca Dodon, omul care, pe care am vrut să-l detronăm, contra care am luptat. Și el acum susține un prim-ministru pentru care tu erai un mare avocat și luptai. Da. Cum te simți lucrând pentru un asemenea prim-ministru? Eu mă simt ok. Eu cred că ăsta a fost un compromis necesar, dar eu sunt tare curioasă și el cum se simte oare. Lucrând și susținând un prim-ministru împotriva căruia a luptat foarte tare în 2016. Eu nu cred că nici o parte, nici alta și-au dorit foarte mult cu ardoare această majoritate parlamentară, dar eu cred că asta a fost o soluție practică și un semn de maturitate politică, care nici în Spania nu se întâmplă acum, nu știu dacă ați urmărit, pot să povestesc mai târziu, dar eu cred că asta e un semn de maturitate politică și o decizie pe care trebuie să o asum. Tu ai gustat din Europa, din viața de acolo, o bucată de speranță te-a readus acasă. Eu vreau să știu în ce moment tu vei simți că această Europa se instaurează aici. Eu să zic o chestie tare banală, dar eu vreau ca în orașul ăsta să fie mai puține mașini, să fie un transport public mai bun și nu numai în orașul ăsta, dar și în Bălți, și în Cahul, și în toate orașele. Și să nu mai fie mașini pe trotuare. Deci asta este lucru care pe mine acum, și eu știu că asta nu ține doar de țară, dar și de primărie și de mulți alți factori, dar ea că este lucru care pentru mine este cel mai dureros acum. Pentru că există oameni în cărucioare cu rotile, există mame, copii, care nu pot să treacă pentru că sunt mașini peste tot. Și nu sunt mașini ca în Europa, că în Europa lumea merge cu Daci și o dat Dumnezeu de 10 ani. Dar aici sunt mașini cât casa și care ocupă tot trotuarul când o pui acolo. Și asta este
foarte incorrect, pentru că asta este un semnal că oamenii care au aceste mașini nu se gândesc suficient de mult la oamenii care n-au aceste mașini. Deci tu de fapt vrei să vezi acasă că oamenii vor începe să se gândească mai mult la ceilalți da. În comunitatea lor. Da, și să fie formeze, că e vorba de mașini. Și să formeze aceste comunități. Atât pentru această ediție specială a emisiunii Internetul Grăiește. O să revenim în edițiile următoare cu istorii despre, așa cum am mai spus, moldoveni care mișcă munții din loc, făcând parte din organizații din societate civilă. O să povestim despre stranieri care au ales Moldova ca destinație de trai. Și eu sper foarte mult că istoriile de astăzi au devenit pentru unii dintre voi o sursă de inspirație. În primul rând, să descoperiți ce moldoveni extraordinari, unici, speciali, talentați aleg să se întoarcă acasă. Și nu în ultimul rând, acasă își găsesc menirea în activități foarte diverse, dar fiecare dintre ele importante pentru societatea noastră. Nu, noi nu vrem să convingem pe nimeni de asila să facă același pas. Dar dacă aceste istorii v-au inspirat, poate ar fi momentul, cazul să vă gândiți și voi. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut și ați vrea să continuăm, puteți să ne susțineți pe platforma Patreon la adresele patreon.com/calumea sau patreon.com/fedot. Vă mulțumim mult pentru atenție, ne revedem tradițional în fiecare vineri pe Facebook-uri, iar sâmbătă seara la TV8.